Incidentul a avut loc pe bulevardul Ecaterina Teodoroiu. A fost nevoie de intervenția oamenilor legii pentru a dirija traficul în zonă, deoarece cantitatea de apă aflată pe stradă le dădea bătăi de cap atât șoferilor cât și pietonilor. Foarte conducte. Și autoritățile? La fața locului? De fața nu văd decât poliția, nu știu. Trebuia să opească de undeva, dacă aveau de undeva. Atâta risipă de apă. Circulația e oprită de la fabrica de pâine, de dirijată pe parcă. Doar că mai sunt cei care au mai fost parcați aici. Pompierii au fost și ei solicitați după ce curtea unui localnic a fost inundată. Urmarea unei avarii produse la o conductă de apă care a inundat o parte din bulevardul Ecaterina Teodoroiu din municipiul Târgu Jiu, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Gorj a fost solicitat să asigure măsuri de protecție pentru deversarea controlată a apei și pentru a evita pericolul de inundare al gospodăriilor și agenților economici din apropiere. Reprezentanții APA-Regio își cer scuze pentru neplăceri și susțin că vor lua toate măsurile necesare pentru ca disconfortul cetățenilor legat de lipsa apei să nu fie unul major.